Mulțumim tare mult, 15 mai 1873 se stingea din viață primul domnitor al principatelor române, Alexandru Ioan Cuza, în Timișoara, pe un colț de clădire din ce în ce mai derăpănată, stă o plăcuță în care scrie că în drumul său spre exil a poposit acolo 2-3 săptămâni. Și în Sibiu e la fel. Și în Sibiu, el a plecat de aici și, adică, dacă începem acum să vorbim despre treaba asta, o să zică lumea, bă, și de ăsta, pe ăsta luați la mișto și asta, adică minimizăm tragedia actului de la 11 februarie, dar pe dumnealui l-a prins așa actul, pentru că era seara târziu și era împreună cu doamna Maria, avea o legătură. Cu care a și plecat. Cu care a și plecat și cu soția Elena, adică el era într-un triunghi frumos. Nu, Maria Obrenović, da. Da, și se spune că ofițerii militari s-au întors atunci cu spatele ca să treacă și doamna Maria, care și dumneai era tot într-o situație dezastroasă. I-a luat din pat. I-a luat din pat, da, și a semnat, pentru că nu aveau masă acolo și unde să iubeau dumnealor, a stat unul așa pe spate, Costică Pilat, care era omul lui de bază, și acolo a scris actul abdicării. L-au ținut prin Cotroceni vreo 3 zile, după aia au plecat Sibiu, Timișoara, Viena. S-a stabilit pe la 1872 și a făcut un credit la bancă, că omul nu mai avea de niciunele, săracul. A făcut un credit? Un credit la bancă în 1872, unde? În Germania. Germania. În Germania s-a mutat aici și la Hotelul Europa, unde a murit la 53 de anișori. Deci el s-a stins de tânăr, în timp ce doamna Maria, deci asta era în 1873, și doamna Maria s-a sinucis în 1876, unii zic că de dorul dumnealui, că îl iubea mult. La modul sincer. Asta este o placă de la Heidelberg. O placă de acolo și în față există și o statuie. Menționăm faptul că domnul Mihail Gogălnicianu, o minte luminată, una dintre cele mai numite minți, avea un caiet studențesc în care trecea toate nebuniile domnului Alexandru Ioan Cuza. Adică avea un fel de vocabular. Se ducea la litera D. D, dă măroaia, o fată minunată care ținea undeva la 800. Dar nu e treaba noastră. Fie acolo la ei și Dumnezeu să-l ierte.